Hei, strugi și bine v-am găsit episod astăzi. Vreau să vă fac un room tour la în casa în care trăim pentru o săptămână, cât suntem în Grecia pe insulă. Și cu ce să începem? Cred că să încep cu balconul, pentru că balconul cel mai este și deja o să începem așa tot parțial foarte frumos. Și de ce sunt pielea goală? Că e pentru că aici e foarte, foarte, foarte cald și e pur și simplu insuportabilă toată căldura asta. Măcar bine că avem aer condiționat, deși avea aer condiționat și la mine în casă, în cameră, avea să fie super, super tare. Dar ce să facem? Aici stă laptopul pentru că vorbesc cu abonații pe Facebook, vorbesc acolo diferite chestii, mă uit pe YouTube și așa. Hai să începem. Ăsta e balconul pe care noi stăm, dimineața mâncăm și după ne ducem la mare. Adică astăzi așa a fost că noi de ieri suntem acolo mai sunt încă deja alte persoane care trăiesc în camera de alături, tot niște români. Asta e camera în care dorm eu, bucătării, doar că este aici o canapea pe care dorm eu cu sormea. Dormeam cu sormea, cred că nu știu dacă sormea să mai doarmă cu mine, pentru că nu încăpem ambii, adică încăpem, dar ne lovim și chestii genul, dar cred că o să dorm tot timpul cu mine. Și aici așa o măsuță pe care stă un ceainic cu de asta, adică făcut cafea, diferite genți de ale mele, tehnică. Aici e un televizor foarte, foarte murdar și care nu lucrează. Nu lucrează, nu înțeleg, l-a prins, dar nu arată niciun canal și nu știu ce să-i fac. Și bă, și nu știu dacă filmez acest episod mai noaptea, aproape că trebuie să ne culcăm deja toți, dacă nu-i nimeni în casă, pentru că e super greu să vezi când nu-i nimeni în casă, că stau toți, suntem aici trei familii și toate stăm aici dimineața, seara, venim, stăm și n-am timp și nu știu cum să filmez daily vlog-ul fără să-i încurc, fără să știi că filmez și chestii genul. Dar în film, orice caz, o să pot filma noaptea și eu cred că sunt, o să găsesc cum o să filmez. Cam asta e bucătăria. Un frigider foarte frumos, aici sunt toate rezervele noastre de bere, adică noi a noastră, dar celelalte familii. Nu, aici noi suntem cu bossul lui tata, șeful lui tata de la lucru și suntem aici, da, foarte, foarte frumos. Trebuie să pun așa, să vă dau un focus, aici deja e frigiderul, diferite lucruri sunt, mâncare, chestii, aici nu-i nimica. Că aici e frigiderul plin, că abia cum am ajuns noi aici, deja am făcut frigărui, toți am mâncat frigărui, ieri asta a fost, pentru că ieri noi duminică am ajuns și am mâncat frigărui, ne-am distrat, tot ok, ne-am cunoscut. Pentru că nu, eu, familia noastră, mama, eu nu ne știam cu restul, dar tata cred că se știau, erau așa de-a lor. Aici unde spălăm noi vasele, unde chestii, aici plita noastră electrică, aici un fel de ca la o spătărie, știți că deschizi și trai mâncare, dar nu știu de ce chestia asta, dar așa am o plită electrică, e măcar e bun. Asta, să vă spun că asta e o vilă, un fel de casă, la 600 de euro. Noi am luat-o cu 600 de euro, deja am 3 familii, împărțit la 3, 600 împărțit la 3 și cam, da, trebuia să fie mult mai faină, dar aici diferite persoane care au fost, nu au păstrat lucrurile și chestii ce nu. Televizorul ăsta e super, super, nu aș pa chiar dacă e un plasmă, dar măcar canapeaua asta e mai moale și așa, mai sunt o grămadă de perni. Aici așa o măsuță pe care noi mâncăm. Dimineața asta am mâncat noi acolo, cred la fi la balcon și cred că așa să mâncăm în fiecare dimineață, aici așa un tablou. Altceva pot să vă prezint ușa asta, cred că e cea mai sexy party de aici. Așa, mergem aici pe niște scări super, super tare și ne ducem la primul etaj. La primul etaj stă, uite așa, camera altei familii. O cameră foarte super, pat și cu ieșire la piscină. Ca să vedeți, aici este ieșirea, este piscina și te duci și intri direct în piscină. Super, super tare. Așa, aici e camera altei familii, aici e camera părinților mei, așa e camera părinților mei, un pat și un fel de dulap, dacă are nu-i dulap. Și da, îți vă arăt WC-ul nostru super, super premium și super VIP. Așa, deschidem WC-ul. La WC-ul e ca așa un WC-ul, așa o, în fel, nici nu știu cum se numește, o cabină de spalat care o întinzi așa și când te speli, toată apa curge pe jos, vedeți și voi că strălucește apa. Aici așa o, de asta cum se numește, o oglindă, uite și față, bă, dar uite bă și ochi roșu am, ești nebun, așa. Aici un robinet, vedeți asta ruginit tot. Și uitați-vă aici ce chestie de asta, că se speli, Doamne ferește. Și asta e vilă, băi fraților. Dacă asta e vilă, înseamnă că casa mea e hotel. Aici așa un cazan, că se încălzească apa. Aici deja toaleta și unde se speli, oglinda, tot ok. Vilă. Asta se numește vilă, fraților. Cu o cadă, pe care, când atunci când se speli, stă acolo, curge tot pe jos. Cam asta, și azi două camere, baia. Și alt cameră, da, camerele și baia. Îmi ridicăm înapoi pe scări. Tantaran, tantaran, tantaran.
Camera asta e pentru, casa asta e pentru 8 oameni. Da, ca să înțelegi, asta doar ușa noastră, dar mai sunt încă aici vreo 4 uși, 4-5 uși, cam așa, pe care, unde poți trăi, adică vreo 4-5 case. Și nu știu cum să aprind lumina acolo. Cum Dumnezeu să aprind lumina? Acolo și poate. Nu știu cum să aprind lumina de aici, că s-o grămadă de, s-o grămadă de astea. S-o grămadă de lumină, dar niciunul nu lucrează. Dar poate pe aici, dar uite, asta nu lucrează. În fine, poate aici ne ridicăm așa pe scări, mai sunt încă scări sus. Scări, uite aici. Stai. Așa, cred că m-am prins. Aici tot e deja o baie, tot așa arată ca la noi. Aici doar unica diferență e că este o mașină de spalat. În rest, tot la fel. Și aici deja camera altei familii. Așa arată ea. Nu știu dacă se vede. Așa, asta e camera altei familii. Aici stă șeful meu. Șeful tata. Văd că tot e o plasmă, nu știu dacă lucrează sau nu. Și aici așa un balcon. Mamă, de aici balconul e super, super șmecher. Prima dată sunt aici. Până acum ușa era închisă. Cam ăsta e balconul. Genial. Și da, asta e camera. Să ies de aici, că după dacă vine... Așa, ne coborăm pe scări. Și cam asta a fost toată casa. O casă, o vilă, la 600 dolari, 600 euro. Nu știu ce părere tu poți să am. E ok. Eu atât timp cât dorm pe canapea, am unde dormi, am internet, este internet, nu știu ce viteză, măcar am și pot vorbi cu abonații, stau pe Facebook. Unicul minus e că nu pot intra pe canal de YouTube pentru că vreau să fac un live. Bă, și mi se închid ochii pentru că am, înainte să filmez video acesta ne-am mâncat pești, un pește așa foarte bun, perfect, proaspăt, și am băut niște vin și așa un pic m-am amețit, da? Dar în orice caz, atât timp cât am o canapea, unde am internet, chiar dar știți, am început să povestesc de ultimul, cel mai mare minus. E că în Grecia nu am antene la telefon, uite, stă aici telefonul meu, uite, n-are antene, n-are antene, nu de Wi-Fi, dar de SIM card. Și din cauza asta nu mi se conectează SIM card-ul și nu vine codul la Gmail. Și dacă nu vine codul la Gmail, nu pot să intru pe laptop pe cont. Și din cauza asta nu pot să fac live. Dar chiar vreau să fac live în fiecare zi. Așa mă puneam acolo într-un colț la masă, pe balcon, la piscină, pe un șezlong și vorbeam cu voi și ne mai distram, mai râdeam, mai povesteam diferite chestii, dar nu pot, că nu vine codul. Și da, cam asta e toată povestea. Nici măcar nu-s focusat, dar cui pasă. Bă, mă nervează focusul ăsta că nu se focusează, auto se focusează, trebuie să-l focusezi singur la Nikon. Dacă când le spuneam că trebuie să-ți focusezi singur, nimeni nu mă crede. La Nikon e așa, la Canon deja se autofocusează. Bine, băi, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Noi ne vedem deja, sper că mâine, dacă o să pot filma ceva. Astăzi m-am odihnit așa un pic, pentru că doar am filmat rundul, am fost la mare, ne-am distrat acolo, o toată de ziua, de dimineață până de seară la mare a fost și după, uite, că am venit și m-am mâncat și acum încerc să filmez acest clip. Sper că v-a plăcut, nu uitați să puneți un like, să vă abonați și să despre acest clip, iar noi ne vedem deja data viitoare cu un alt episod. V-am pa pe toți, pa, pa!